din nou. Sunt și onorat că fac parte din acest conclav remarcabil și mulțumesc și eu domnului Gârmacea pentru colaborare și pentru sugestiile editoriale. Atunci când domnul Liceanu mi-a propus la târgul Gaudeamus de anul trecut și a amintit acest titlu vineri și am avut senzația că e un breaking news. Că domnul Liceanu știe ceva, ceva jurnaliștii nu știm. Titlul este atât de puternic încât probabil cartea se va vinde înainte de a fi tipărite viitoarele tiraje. Și ca să parafrazez campania de promovare a unei alte cărți, la care se spunea, asistăm la lansarea unui bestseller, așa se spunea, și probabil că titlul e atât de puternic încât contribuția noastră va curge mai ușor. Cred că astăzi rușii nu mai vin să ne ia ceasul de la mână și tezaurul din bătătură. Cred că rușii vin în fiecare zi, sunt prezenți în mintea noastră și cred că acest mod insidios de a fi prezenți în bătătura noastră națională e cea mai periculoasă. Atunci când auzim discursul despre România, colonia europeană, despre faptul că suntem un popor excepțional care nu are nevoie de Bruxelles, atunci când mi se spune că valorile tradiționale le putem păstra doar dacă ne desprindem de această alianță nord-atlantică păguboasă, să știți că rușii sunt prezenți în mintea noastră. Și mai e ceva incredibil. Cu rușii nu numai viitorul este impredictibil, ci și trecutul. Au această calitate. În cazul textului pe care l-am propus, Visul lui Kotovski, e vorba de un bandit cu acte în regulă, care a fost condamnat de multiple ori în vremea Imperiului Țarist, pentru că îi plăcea să ia de la bogați și de la săraci pe potrivă, care a fost condamnat pe viață, dar pe care Imperiul l-a trimis la luptă chiar pe frontul românesc și a devenit un comandant bolșevic mai târziu remarcabil. Acest Kotovski, în 24, scrie biroului politică la Moscova și propune înființarea unei republici autonome sovietice socialiste moldovenești în stânga listului pentru poporul moldovenesc. Este momentul în care se aude pentru prima oară de un popor moldovenesc. Atunci se va naște și limba moldovenească. Republica respectivă ar fi trebuit să închidă apoi Basarabia din dreapta listului, aflat vremelnic, spuneau bolșevicii, sub burghezia română, și mai târziu se închidă chiar și românitatea din dreapta Prutului. Stalin visa la o republică sovietică, o Românie sovietică. Ăsta a fost visul lui Kotovski. Și dacă în tot acest film în care vi se pare că sunt personaje tari și situații neverosimile demne de Bulgakov și vi se pare că este o ficțiune, să știți că ne înșelăm cu toții. Până la urmă, visul lui Kotovski s-a realizat. Adică limba moldovenească există. Este un articol 13 în Constituția Republicii Moldova care ne garantează că este limba de stat a vecinilor, prietenilor, fraților noștri. Există un popor moldovenesc și există și o istorie a Moldovei. Iată că visul lui Kotovski și această ficțiune bulgacoviană s-a împlinit. Deci dacă vin rușii ar putea să fie un breaking news, cred că ar trebui să fie afișat în permanență. Eu vă mulțumesc și sper ca toate textele noastre să ne ajute să depășim această stare de captivitate. Mulțumesc!